Cineva a spus dintre gânditorii români că Dumnezeu s-a născut la țară, nu la oraș. Betleemul în care s-a născut Domnul a fost o comună, un sat, așa ca și satul în care ne-am născut noi. Să știi că am participat la toate fazele producerii pâinii, de la arat, la semănat, la secerat, care era cel mai greu. Am fost și la moară, împreună cu bunicul, cu grâul, și am avut și batoză. Cei care avea batoză în sat era tata și unchiul meu. Am fost privilegiat să particip la fenomenul acesta, al facerii pâinii. Am trăit o perioadă în care ne luau rușii pâinea, ne luau rușii grâul. Și majoritatea oamenilor din sat plecau acasă plângând de la batoză, că mai rămânea un sac sau doi de grâu și restul ne luau rușii pe tot. Însă cele mai cumplite amintiri despre facerea pâinii era tăiatul lemnelor pentru coptul pâinii. Bunicul avea o doctrină absolut cumplită. Zicea, lemnele trebuie să te ajute să te încălzești de două ori. O dată când le tai și a doua oară când le pui pe foc. Plecau la lucru și mă lăsau acasă și bunica trebuia să pună pâinea de copt în cuptor și mă punea la tăiat lemne. Și îmi venea și mie ca la toți copiii să se joace, să distreze, nu să taie lemne, nu? Și atunci bunica, ca să mă înfrângă de fiecare dată, lua toporul și se ducea să taie ea lemne. Bunicul nu le tăia deloc, le lua așa cum le ducea din pădure, așa era o grămadă mare în curte și trebuia să iei câte unul din ala să-l tai. Și de unul singur nu aveai decât toporul și atunci munceai vreo două ceasuri să aduni un braț de lemne pentru încălzitul cuptorului. Pâinea este, cere un efort și un sacrificiu extraordinar. Mă bucur pentru subiectul care l-ai ales în această seară, mai ales că m-am uitat la pita asta aici, așa de mare. N-am văzut niște unt pe aici. Dar dacă promisiunea e că la sfârșit rămâne așa să dăm iama pe aici, să vedem ce ducem acasă, aș aprecia foarte mult măcar un colț din ăsta de pâine să ne rămână, pentru că sărbătoarea aceasta mulțumirii este o sărbătoare absolut extraordinară. Fiecare dintre noi am trăit anul acesta evenimente pentru care am putea să mulțumim lui Dumnezeu. Mulțumesc Domnului pentru cei 50 de ani de căsătorie pe care am sărbătorit anul acesta. Mulțumesc Domnului pentru soția mea care a avut grijă de mine și când mă laudă cineva că arat bine, îmi spun că e meritul ei. Face mâncare bună. Mulțumesc Domnului pentru ea. Mulțumesc Domnului că la vârsta asta am putut să trăiesc această experiență unică în istorie, aș putea spune, să particip la această revoluție culturală din America. Când America s-a ridicat împotriva unor doctrine absolut demonice și a ales un președinte care vrea să schimbe nu numai America, dar și lumea. Și mă bucur că și românii astăzi au ales să schimbe lumea. Este un lucru extraordinar să trăiești asemenea momente de istorie. Și trebuie să le sărbătorim și să mulțumim lui Dumnezeu pentru ele. Evreii aveau o jertfă specială de mulțumire, știți asta? Aveau un obicei extraordinar, veneau înaintea lui Dumnezeu cu o jertfă de mulțumire. Și atunci când aduceau o jertfă de mulțumire, duceau un animal fără de cusur pe care preoții îl sacrificau și îl împărțeau în trei. Și aici ar vrea, mai ales noi bărbații, să ținem minte treaba asta. Grăsimea întotdeauna e a Domnului. Ok? Grăsimea era arsă înaintea Domnului pe altar. Ei, dacă am fi respectat noi asta, am fi trăit mult mai bine cu inimile noastre și n-am fi avut așa multe probleme pe care le-am avut mulți dintre noi. Grăsimea e a Domnului, să știți, întotdeauna. Trebuie arsă înaintea Domnului. Apoi, preoții aveau o parte din jertfa aceea
Și luăm o parte bună. Se pare că cele mai bune bucăți, mai ales pata, era un loc, un mușchi foarte special pe care îl aveau preoții. Și apoi familia mânca restul cărnii împreună cu prietenii și membrii din familie. Pentru că era un fel de sărbătoare de Thanksgiving, dacă vreți. Se împărțeau bunurile la toată lumea. Soția mea a pus ochii pe niște struguri. Sper să nu fie de plastic. Eu mă feresc de ei că am aflat că strugurii conțin cel mai mult zahăr din toate fructele, așa că dacă vrei să scapi de diabet, eviți fructul ăsta. E bine, ei împărțeau bunurile între ei și era o masă de dragoste în familie cu toți prietenii și mulțumeau lui Dumnezeu pentru darurile, pentru binele pe care Dumnezeu le-a făcut acelei familii. Eu mă bucur că măcar o dată pe an știm să sărbătorim și în felul acesta, să mulțumim Domnului pentru tot ce ne-a făcut bine anul acesta. Subiectul meu se intitulează în această seară O inimă recunoscătoare. Haideți să ne păstrăm o inimă recunoscătoare înaintea lui Dumnezeu. Secretul întotdeauna este inima. Dacă avem grijă de ea, dacă dăm grăsimea Domnului, păstrăm o inimă bună, plină de îndurare, plină de dragoste și mai ales plină de recunoștință înaintea lui Dumnezeu, vom avea o inimă sănătoasă. Și în această seară aș vrea să vă spun câteva lucruri despre cum să ne păstrăm, de fapt, o inimă recunoscătoare. În primul rând, să știți că o inimă recunoscătoare respectă versetul ăsta pe care l-am mai citit, l-a citit și fratele Alin. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, că aceasta este voia lui Hristos, lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Este voia lui Dumnezeu să avem o inimă recunoscătoare. Asta vrea Dumnezeu de la inima noastră. Haideți să vedem cum am putea să o păstrăm recunoscătoare inima noastră. În primul rând, o inimă recunoscătoare pentru iertarea lui Dumnezeu. Ar trebui să ne aducem aminte ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Câte păcate ne-a iertat Dumnezeu, cât de bun a fost Domnul și ne-a iertat toate fără de legile noastre. Adeseori noi uităm lucrul ăsta. Avem obiceiul să vedem păcatele altora, nu-i așa? Astea se văd foarte bine. Și ne supără când și alții le văd pe ale noastre, nu? Dumnezeu este supărat pe păcat și ca să ne scape de el, a trimis pe Domnul nostru Iisus Hristos să moară pentru păcatele noastre. Iată câteva lucruri care aș vrea să le ținem minte atunci când vrem să păstrăm o inimă recunoscătoare. În primul rând, ar trebui să ne bucurăm de iertarea păcatelor noastre, așa cum ziceam. În 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9, Apostolul Ioan spune așa: dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Păcatul nu iese decât prin iertarea lui Dumnezeu. Haideți să venim la Domnul întotdeauna cu ele. Și orice venire la biserică este ocazie să venim cu păcatele noastre și să plecăm fără ele. Să plecăm iertați dinaintea Domnului. Apoi, iertarea aceea de care ar trebui să fim recunoscători este iertarea care ne asigură viața veșnică. Dumnezeu nu numai că uită de păcatele noastre și ne șterge păcatele noastre, dar El ne dă viață veșnică, ne dă mântuirea eternă. Adevărat, adevărat vă spun, că cine aude cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Sunt cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos. Ar trebui să ne bucurăm de asemenea iertare și să ne păstrăm o inimă recunoscătoare pentru astfel de acțiune divină. Ar trebui să ne păstrăm în inimă iertarea aceea care ne dă victorie, ne dă biruință. În Galateni 2:20, Apostolul Pavel spune așa: am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Iertarea aceea care ne aduce să trăiască Hristos în noi de acum încolo, este iertarea care ne asigură victorie împotriva păcatului.
Când păcatul ne tentează, ne ispitește, putem să-i spunem, poți să pleci pentru că Hristos trăiește în mine și Hristos nu păcătuiește. Hristos urăște păcatul, El a biruit păcatul. În al doilea rând, o inimă recunoscătoare ar trebui să fie pentru pacea pe care am primit-o de la Dumnezeu. Este o lume plină de război și de tensiune astăzi. Astăzi, dacă vorbești de pace, imediat ți se pune o etichetă. Ești de partea lui Putin. Foarte ciudată chestia asta. Nu, Putin e pentru război, domnule, nu pentru pace. Dar asta e lumea asta, parcă nebună, în care noi trăim. Pacea este binecuvântarea pe care Dumnezeu o dă nu numai între neamurile pământului, ci o dă în sufletele noastre, în inima noastră. Să ai pacea lui Dumnezeu în inimă, este un lucru extraordinar. Și pacea aceasta este o pace desăvârșită, pentru că ne-a împăcat cu Dumnezeu. Suntem în relație bună cu Dumnezeu. De fapt, Domnul Iisus spune că El a venit să aducă această slujbă a împăcării omului cu Dumnezeu. Și această slujbă a împăcării a făcut-o prin jertfa sa de la cruce. Crucea ne asigură împăcarea cu Dumnezeu. Și pacea aceasta pe care o primim împăcându-ne cu Dumnezeu este pacea desăvârșită. Celui cu inimă tare tu îi chezăsluiești pacea, da, pacea, căci se încrede în tine, spunea Isaia 2:3. Apoi pacea aceea este o pace promisă, Dumnezeu ne-a promis pacea aceasta care este pacea lui Hristos. Cuvintele acestea pronunțate de Domnul Iisus Hristos sunt absolut memorabile și ar trebui să le știm și să le știm pe de rău, să le trăim. Vă las pacea mea, a spus Domnul. Vă dau pacea mea nu cum o dă lumea, nu prin tratate internaționale, nu prin, eu știu, intervențiile unor oameni puternici și a armelor lor. Nu pace prin, așa cum este doctrina americană acum, pace prin putere, prin forță. Cu când suntem mai înarmați, mai plină de pace o să fie lumea. Nu? Nu știu ce pace este aia. Tata era înarmat cu o curea de care mă temeam foarte tare. Nu numai cu cureaua lui, dar avea și una pe care își ascuțea briciu. Nu? Nu-mi plăcea să-l vin acasă înarmat. Nu? Știam că am făcut ceva. Era pace până nu scotea cureaua. Lumea de astăzi într-o asemenea pace crede. Iisus a spus, eu am venit să vă dau pacea mea, nu cum o dă lumea, nu cum o dau oamenii, prin forță, prin armate, prin tratate, prin cine știe ce alte mijloace. Vă dau pacea mea și să nu vi se tulbure inima, să nu vi se înspăimânte. N-ar trebui să mulțumim lui Dumnezeu pentru pacea asta pe care avem în inima noastră? Este atâta frământare în jur. Tu ai pace și liniște în inima ta pentru că Dumnezeu conduce lumea. Și știe să o conducă. În al treilea rând, este o pace permanentă, fără îngrijorări. O pace continuă. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus, spunea Pavel în Filipeni 4:7. O pace care ne scutește de îngrijorări. Ar trebui să avem o inimă recunoscătoare în toate problemele vieții noastre. Și viața este o viață plină de probleme. Predica pastorului nostru despre frământările prin care, și etapele acestea atât de dramatice prin care trece grâul ca să ajungă pâine, nu? Este de fapt viața noastră a fiecăruia dintre noi. Am trăit prin copilării grele, uneori am avut părinți care nu ne-au înțeles și nu ne-au tratat bine. Am trecut prin școli grele, unii dintre noi am trecut prin comunism, alții prin colectivism, cine știe ce alte lucruri am trecut, nu? Am trecut granițele și am venit într-o lume nouă. Viața a fost foarte grea și au arat pe noi și au semănat pe noi și ne-a tunat și a trăznit de atâtea ori. Viața n-a fost ușoară pentru niciunul dintre noi.
Ei bine, în aceste probleme ale vieții noastre, avem pe cineva care are grijă de noi și atunci putem să avem o inimă recunoscătoare în problemele vieții. Când vin suferințele, harul lui Hristos ne este suficient. Apostolul Pavel a avut și el niște necazuri și s-a rugat pentru ele. Unii spun că a avut ceva probleme cu ochii, alții, cine știe, alte boli. Dar Domnul i-a zis într-o zi, harul meu ți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită. Când avem necazuri și slăbiciuni, trebuie să avem ochiul bun să vedem și partea aceea care lucrează spre binele nostru. Când Domnul spune că toate lucrurile lucrează spre binele nostru, noi excludem imediat alea care nu ne plac, așa-i? Dar se pare că lucrurile care nu ne plac lucrează cel mai eficient pentru binele nostru. Mulți dintre noi ne-am pocăit la necazuri, la suferință, la boli, la pierderi, la lupte prin care am trecut. Apoi necazurile vieții, așa cum spuneam înainte, toate au un scop. Pe de altă parte, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, spunea Pavel. Și încercările vieții, apoi, mai departe, Apostolul Petru spune că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat în foc, să aibă ca urmare lauda, cinstea și la arătarea lui Iisus Hristos. Încercările noastre, suferințele noastre, problemele noastre au un scop, să ne aducă laudă și cinste atunci când Domnul va veni. Am trecut biruitor până în el. Am biruit pentru că am crezut că Domnul este cu noi și ne va da biruință. Și mai am câteva lucruri să vă spun, de fapt, știu că de-abia așteptați să veniți aici să mâncați pâinea asta la care visez și eu. Dar ar trebui să avem o inimă recunoscătoare pentru cei dragi din jurul nostru, pentru familia noastră. Fiecare dintre noi avem persoane dragi, soție, soț, copii, nepoți, nu? Nepoții. Eu dacă aș fi știut ce grozave să ai nepoți, n-aș mai fi făcut copii, că ăia numai necazuri mi-aș fi făcut direct nepoți. Da, asta e. Recunoscători, să ai o inimă recunoscătoare pentru oamenii din jurul tău. În primul rând, pentru cei din familia ta. Mulțumește lui Dumnezeu pentru ei. Spunea Rodica pe drum, zicea, am întâlnit-o într-o zi pe sora Bercea și m-a întrebat cum a fost, auzit că am sărbătorit 50 de ani de căsătorie și Rodica a spus, aia nu mă bucur așa tare că am îmbătrânit, aș prefera să fie mai puțin. Și sora Berce s-a uitat mai profund la ea și a zis, a trebuit să te bucuri de toți anii ăștia care ți-a dat Domnul. Pentru că ea era o femeie care și-a pierdut soțul și a rămas cu câțiva copii pe care a crescut toată viața ei. A fost un har care de l-a dat Dumnezeu să avem 50 de ani și ne bucurăm să... Mă bucur să mă mai dați vreo 50, Domnul. Oricât ar fi însă, trebuie să ne bucurăm de cei pe care ne-a dat Dumnezeu, să ne bucurăm de copii, de nepoți, de familia noastră. Este un lucru extraordinar. Apoi mulțumește și ai o inimă plină de recunoștință pentru prieteni. Acum vă spun eu că pe parcurs, dacă și vă mutați ca și mine dintr-un oraș în altul, dintr-o biserică într-alta, o să aveți foarte puțini prieteni. Dar bucurați-vă și de aia puțin care aveți, ok? Bucurați-vă și mulțumiți lui Dumnezeu pentru ei. Da, slavă lui Dumnezeu că încă mai avem prieteni. Aici mi-am adus aminte de George Bush, senior, care a fost întrebat pentru ce e mulțumitor lui Dumnezeu. Și putea să spun, am fost președintele Americii, am fost șeful CIA-ului, am făcut război cu Saddam. Nu? A făcut lucruri mari în viața omul ăsta, nu? Știți ce a spus?
mă bucur că vin copiii să mă viziteze. Wow! Pentru că la foarte multă lume nu mai merg copiii să-i viziteze, ok? Nu mai vin să-i viziteze. E un lucru fantastic să vină copiii să te viziteze. Este un lucru extraordinar să ai încă prieteni, nu? Că mulți dintre noi am avut prieteni numai până când am avut și bani. Sau, ce știu eu, am avut vreo poziție undeva și am putut să-i recompensăm. Cum n-am mai avut, n-am mai avut nici prieteni. Mulțumește Domnului pentru prietenii care îi ai. Fii plin de recunoștință pentru comunitatea în care trăiești. Mulți dintre noi nu înțelegem adevărul ăsta. Și este unul dintre cele mai mari și valoroase lucruri pe care noi le avem. S-a făcut un sondaj în America și în alte țări ale lumii, un sondaj care a durat peste 100 de ani. 100 de ani. Și printre întrebările care au fost puse era aceasta: ce te face fericit și o viață împlinită? Care este condiția numărul 1? Știți care a fost? Comunitatea. Community. Comunitatea. Pentru că poți să ai o familie bună, dar să trăiești într-o comunitate care te urăște, care îți creează o viață mizerabilă, care îți dă drumuri pline de noroi și toate intersecțiile pline de cerșetori, ok? Dacă trăiești într-o asemenea comunitate, ești nefericit, ascultați-mă. Am vizitat pe cineva în România, imediat după Revoluție, un om foarte bogat, avea o casă extraordinară și m-am bucurat să fiu invitat de un asemenea om. Dar până am ajuns la el acasă, am trecut pe niște străzi pline de noroaie, cu puradei aproape în pielea goală, care se jucau un noroiu din șanț. Și m-am gândit, Doamne Dumnezeule, cum poate omul ăsta să fie fericit că trăiește în mijlocul unui așa oameni săraci, nu? Ar fi fost cazul să-i ajute pe oameni, eventual, nu? Dar, indiferent câte bogății avea, nu putea să-i ajute pe toți, nu? Comunitatea te face împlinit, te face să te simți bine. Nu vă dați seama ce importanță are biserica asta pentru dumneavoastră și pentru noi toți, ok? Este cineva aici care o să ne mormânteze când murim, ok? Este cineva aici care să ne spună o vorbă bună când o să plângem. Este cineva aici care o să ne dea un telefon când suntem singuri, ok? Comunitatea joacă un rol extraordinar. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru ea. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru ea. Și în al patrulea rând, mulțumește Domnului pentru toți frații în Hristos. Din biserică. Mulțumește Domnului pentru toți. Și vreau să închei cu ultima idee. O inimă recunoscătoare este plină de recunoștință pentru purtarea de grijă a Domnului. Se uită în urmă și vede mâna Domnului care i-a purtat de grijă. Recunoștință pentru pâinea de pe masa ta. Ori de câte ori te așezi la masă, mulțumește Domnului pentru ea. Mulțumește Domnului pentru hrana aceea, pentru ciorba aia care o face soția ta în fiecare zi. Mulțumește lui Dumnezeu pentru ea. Este darul lui Dumnezeu. Îți poartă Dumnezeu de grijă în fiecare zi. Ai o inimă plină de recunoștință pentru resursele care ți le-a asigurat Dumnezeu, din care să trăiești în fiecare zi. Domnul spune, căutați mai întâi împărăția cerului și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Astea sunt lucruri pe deasupra, ok? Pe lângă glorioasa împărăție, pe lângă glorioasa nădejde a Domnului Iisus Hristos și a împărăției sale. Vreau să închei cu un verset care îmi place așa de mult. Binecuvântă suflete pe Domnul și tot ce este în mine. Tot ce este în mine, asta înseamnă întreaga mea ființă, toate etajele ființei mele, trup, suflet și duh, tot ce sunt eu, să binecuvânteze numele Lui Cel Sfânt. Binecuvântă suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. Happy Thanksgiving tuturor! Domnul să vă binecuvânteze! Amin!